Network a evoluat destul de mult de-a lungul anilor. Iar evoluția a fost una destul de remarcantă așa. Începând cu desenele vechi din 1992 și până la cele noi de anul acesta, postul a trecut prin multe, iar azi vreau să vorbim despre acest lucru. Fac și clipuri despre Cartoon Network aici pe canal, deci dacă vreți să fiți la curent cu postul de desene, puteți bineînțeles să rupeți în două butoane de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Pe 1 octombrie 1992 a apărut primul logo al celor de la Cartoon Network, și anume cel mai popular dintre toate logourile ever. Pe vremea aceea la Cartoon Network directoare era Betty Cohen, ea fiind recunoscută pentru o eră specială pe post, și anume pentru era desenilor vechi care au fost aduse pe acest post. A fost o perioadă scurtă de timp în care Cartoon Network a rulat desene apărute chiar și înainte de 1948. Printre aceste desene s-a numărat The Moxie Show, care a apărut în 1993, și Space Ghost, care a apărut în 1994. Această scurtă perioadă de desene mai vechi așa s-a terminat prin 1996, atunci când Cartoon Network a început practic să aibă proiectele proprii, adică a durat câțiva ani din momentul care Cartoon Network a adunat aceste desene vechi și a început să le ruleze efectiv pe post, adică la începutul istoriei sale, basically, până în momentul în care a început să se ocupe de producțiile proprii. Și na, în această perioadă probabil au testat mai multe chestii și au vrut să vadă dacă există într-adevăr public din asta care să se uite la desene. Și existau, pentru că posturi de desene animate efectiv exclusiv doar cu desene nu prea existau, pentru că nici nu prea era content atât de mult animat în acea perioadă. Ei au fost cumva și nevoiți, basically, să producă efectiv mai multe desene, pentru că nu erau suficiente animate, că nici tehnologia nu prea le permitea să facă atât de multe și erau desenate de mână, deci na, dura și foarte mult efectiv să produci un desen animat. Cam asta a fost așa începutul perioadei Cartoon Network până în 1996. În 1996 însă au început să apară unele dintre cele mai cunoscute desene de pe Cartoon Network, care au rulat o perioadă foarte lungă de timp. Printre aceste desene s-a numărat Laboratorul lui Dexter, care a debutat în 1996 pe 28 aprilie. În 1997 a apărut și Toonami, partea specială a Cartoon Network, axată în special pe desenele de acțiune, parte prezentă și pe piața din România. Am vorbit și eu despre Toonami și ce s-a întâmplat cu el în România, aveți un card aici cu clipul respectiv. În 1997 a apărut primul episod din Johnny Bravo și tot în același an a apărut Vaca și Puiul și I'm Weasel. Un an mai târziu a apărut Powerpuff Girls, și anume în 1998. Eded și Eddie a apărut în 1999. Eded și Eddie a făcut parte din categoria desenilor care au rulat timp de 10 ani pe Cartoon Network, adică nu vorbim despre un desen obișnuit, chiar și în cazul desenilor, să zicem, mai obișnuite, nu rulează atât de mult, era cam 7 ani, așa e limita lor de viață, dar e de a dura 10, deci te spune despre acest desen în mod clar că a fost foarte popular, că a fost foarte apreciat atât de toți care l-au urmărit și efectiv de Cartoon Network, adică a investit foarte mult în acest desen, și modul cum s-a terminat desenul cu acel film a fost destul de wow și da, a rămas o parte foarte importantă așa a istoriei Cartoon Network și a tot ceea ce a semnat animația de la începutul postului, basically. Probabil a ajutat foarte mult tot din nou această serie postul Cartoon Network. În 1999, Cowboy Chicken s-a terminat oficial. De fapt, a fost canceled de către cei la Cartoon Network, fiind actually și prima serie originală a celor de la Cartoon Network care a fost canceled. În 1999 a apărut Curaj Câinele cel Fricos, iar în 2000 The Moxie Show a fost canceled. I'm Weasel a mai durat un an până să fie canceled și el. În 2000 a apărut desenul Ship in the Big City, iar în 2001 a apărut Time Squad. Și bineînțeles Samurai Jack, care a debutat în vara acestui an. Samurai Jack și el a fost un desen foarte important acel de la Cartoon Network, a fost o parte foarte importantă unul din Toonami, o bună perioadă de timp, adică pe lângă toate seriile de acțiune și așa, Samurai Jack s-a păstrat așa de-a lungul anilor, destul de big așa pe Cartoon Network și a fost o parte foarte importantă a postului. Samurai Jack s-a terminat acum în ultimii ani, destul de recent așa, adică producătorul s-a decis să revină și să termine seria, ceea ce a fost destul de nice, dar da, a fost o parte importantă așa anilor 2000 acest desen all in all. În 2001, directorul Cartoon Network a devenit Jim Samples și astfel a început era sa pe post. Această perioadă a apărut Adult Swim. Practic, noul director a realizat această parte a Cartoon Network adresată mai mult adulților. Dacă vreți, el a pus piatra de hotar așa Adult Animation în această perioadă și vorbim despre chestia asta undeva prin 2001 chiar. În 2002, Curaj Câinele cel Fricos s-a terminat, apărând pe post desene precum Codename, Kids Next Door, Cramp Twins, The Grim Adventures of Bill and Mandy, The Teen Titans, Star Wars, The Clone Wars. În 2003 s-a
întâmplat o chestie destul de interesantă, așa, și anume faptul că trei desene importante, și anume Whatever Happened to Robot Jones, Laboratorul lui Dexter și Time Squad, au fost cancelled. Și e interesantă pentru că chestia asta a fost basically un prim declin, așa, pentru Cartoon Network, adică viewerii s-au revoltat pentru că aceste trei desene destul de big în perioada aceea au fost cancelled și au început să se orienteze către alte posturi. Deja vorbim despre perioada în care și alte posturi au început să fie on the rise, adică vorbim despre Nickelodeon, vorbim despre Disney, adică au fost mai multe posturi care au început să producă desene și regulate așa, și cumva a fost un prim downside al lui Cartoon Network, adică postul a scăzut destul de mult în acea perioadă și s-a văzut chestia asta și a determinat cumva pe cei la Cartoon Network să ia anumite decizii astfel încât să oprească această decădere și au apărut alte desene mult mai cunoscute și chiar și apreciate în acea perioadă, așa, o leacă puțin mai încolo. 2004 este cunoscut ca anul în care multe persoane au zis că Cartoon Network a murit oficial. Toate acestea, canalul continuă să producă noi serii destul de succes, așa. Mega XLR fiind una dintre aceste serii care a apărut pe 1 mai 2004. Tot în 2004, Cartoon Network și-a schimbat logo-ul, iar odată cu această schimbare a introdus seria Foster's Home for Imaginary Friends, serie care efectiv a bubuit și a dus din nou audiențele înapoi pe Cartoon Network. În 2004, Johnny Bravo și Samurai Jack au fost cancelled. Primul episod din Puffy Amiume a apărut totuși în acest an, alături de Juniper Lee. În 2005 s-au terminat și Powerpuff Girls, precum și The Clone Wars. Tot în 2005 a apărut Camp Lazlo, Johnny Test și My Gym Partner's Monkey. În acest an a mai apărut și Ben 10, seria originală. Un an mai târziu, seria Teen Titans s-a terminat și Class of 3000 a apărut. În 2007 a apărut un nou director la Cartoon Network și anume Stuart Snyder. Dar odată cu această eră, lucrurile au început să meargă din nou la vale cu Cartoon Network. În perioada respectivă, prin 2009, așa, live action-urile erau destul de big pe alte posturi, pe Nickelodeon și pe Disney, și Cartoon Network a început să experimenteze cu astea, dar a existat un destul de mare backlash, pentru că de-a lungul istoriei Cartoon Network a fost cunoscut în special pentru desene, deci avea o soare de desene pe acest post și nu live action-uri, iar chestia asta a fost ca un backlash pentru noul director și pentru Cartoon Network all in all, pentru că n-a avut atât de mare succes în perioada respectivă, sau au încercat ceva live action-uri, ceva introduse pe Cartoon Network, n-au prea mers și au avut din nou probleme cu viewership-ul, adică a scăzut din nou. A fost ca un roller coaster, așa, anii 2000, basically, pentru Cartoon Network. Au început foarte bine, apoi a decăzut, apoi iar au crescut, apoi iar a decăzut spre finalul anilor 2000 și începutul anilor 2010. Și chestia asta s-a văzut, așa, și în viewership și tot ce s-a mai întâmplat, așa, pe post. Dar a fost o perioadă destul de gri, așa, pentru post, sfârșitul anilor 2000. În 2007 a apărut pentru prima dată și Total Drama alături de Chowder și Transformers. Au mai apărut mai multe canceluri așa pe parcursul anilor 2007 până în 2009, și anume Ben 10 a fost cancel, Codename Kids Next Door la fel, și același lucru s-a întâmplat și cu Camp Lazlo. În 2008 a apărut Ben 10 Alien Force. Și practic până prin primăvara anului 2010, efectiv au fost, postul a fost caracterizat prin introducerea live action-urilor și prin canceluri, adică au fost canceled foarte multe desene în acea perioadă. Efectiv, cred că s-au încercat o altă direcție, așa, au încercat cumva să se adapteze după ceea ce făcea concurență. Că asta cred că a fost singura explicație, că v-am zis că în perioada respectivă live action-urile erau destul de big pe la începutul anilor 2010 și probabil au încercat și ei să intre pe această piață a live action-urilor, care deja era acaparată de celelalte posturi de desene, și na, nu le-a ieșit efectiv, nu le-a mers foarte bine, și această perioadă a fost destul de neagră așa pentru Cartoon Network, că lucrurile nu au stat așa cum au vrut ei și s-a văzut chestia asta pe măsură așa ce a trecut timpul. Casa Foster pentru prieteni imaginari, Transformers The Animated Series, Ben 10 Alien Force și Shade au fost printre seriile care s-au terminat în 2009 și la începutul anilor 2010. Cartoon Network a trebuit să facă ceva, pentru că viewerii au început să părăsească post și au făcut acest lucru într-un număr destul de mare, așa. Și bineînțeles, salvarea a venit cu apariția Adventure Time din 2010, serie care a schimbat complet următorii 10 ani pentru Cartoon Network. E, și după câțiva ani, practic, de experimente ratate, că asta au fost anii 2008 și 2010, în 2010, iată că apare Adventure Time, care efectiv schimbă tot, adică lucrurile s-au schimbat complet odată cu Adventure Time, serie care a luat foarte, foarte mult timp pe Cartoon Network, serie care a dus la apariția și altor desene într-o temă asemănătoare, dar serie care a rămas așa de-a lungul anilor pe Cartoon Network și a avut un impact major asupra postului și a fost basically cam a doua renaștere a postului Cartoon Network după The Golden Era, cele cu desenele vechi de pe la începutul anilor 2000. Aceasta a fost a doua renaștere, care iată a venit la începutul anilor 2010 odată cu Adventure Time,
Și da, s-a schimbat complet post odată cu Adventure Time, practic a renunțat la experimentele pe care le-a făcut la sfârșitul anilor 2010 cu live action-urile și iată că a început din nou cu desenele și a rămas la desene din fericire de-a lungul tuturor acestor ani care au fost anii 2010. Adventure Time a avut un foarte mare succes așadar, iar alături de seria aceasta au mai apărut și Ben 10 Ultimate Alien alături de Generator Rex. În 2010 Cartoon Network și-a schimbat din nou logo-ul. Tot în acest an, Flapjack și Chowder s-au terminat. Primul episod din regular show a apărut în 2010, această serie fiind una foarte apreciată și ea de-a lungul anilor 2010. Cartoon Network a intrat așadar într-o era renașterii care a ținut și aceasta timp de vreo câțiva ani buni. În 2011 a apărut și Uimitoarea lumea lui Gumball, o altă serie de un foarte mare succes pe Cartoon Network. 2012 s-a întors pe Cartoon Network și Toonami, dar de data aceasta parte din Adult Swim. În 2012 a apărut Ben 10 Omniverse, iar în 2013 Generator Rex a fost cancelled. În 2013 a apărut Teen Titans Go, Unchiul Bunic și Steven Universe. În 2014 a apărut Clarence pe Cartoon Network. Tot în același an s-a schimbat și președintele Cartoon Network, Christina Miller, devenind noua președintă a postului. Johnny Test și Ben 10 Omniverse s-au terminat în 2014. În 2015 a apărut We Bare Bears, iar în 2016 a apărut remake-ul Powerpuff Girls, un remake nu atât de bine primit. Regular show s-a terminat în 2017, iar Ben 10 seria din 2017 a apărut și ea. Tot în 2017 a apărut OK Kyo, Let's Be Heroes și Unikitty. În 2018 a apărut Mări și Ceapă și Summer Camp Island. 2018 a apărut Total Drama Rama, iar Adventure Time s-a terminat în același an pe 3 septembrie. Un an mai târziu, în 2019, s-a terminat și Uimitoarea lumea lui Gumball. Și acum am ajuns în anii 2020, ani în care toate seriile foarte populare de la începutul anilor 2010, care s-au cam terminat pe la sfârșitul anilor 2010, adică 2019 așa, au trebuit cumva să fie înlocuite de alte serii care de data nu prea mai apar așa, adică poate Infinity Train care a apărut cumva a fost parte din Cartoon Network, deși la noi nu a fost dat pe post, dar e posibil ca 2020 să fie caracterizat în special pe partea de streaming, adică probabil vor apărea desene care nu vor mai rula neapărat pe postul Cartoon Network, ci pe platforme de streaming și deja vedem că adult cartoons sunt on the rise, adică desenele cu teme foarte serioase la care colaborează și creatorii Cartoon Network, deci cred că asta va fi direcția în anii 2020. Observ așa, după cum puteți vedea de-a lungul timpului, de-a lungul acestei evoluții al Cartoon Network, perioade de ups și downs care se repetă așa. De exemplu, copiii care s-au născut în 2010 și au copilării basically cu desene de tip Adventure Time sau Steven Universe cunosc deja ce înseamnă să piardă acele desene, lucru care l-am pățit și noi care ne-am născut în anii 90 la începutul anilor 2000 când am copilării cu acele desene foarte populare gen Curaj când e cel fricos, care s-au terminat la un moment dat. Adică vedeți că se cam repetă așa lucrurile odată la 10 ani pe Cartoon Network, dar acum cred că lucrurile vor fi puțin diferite că tocmai au apărut platformele de streaming și cred că nu va mai fi acela sentiment așa unii nou în următorii ani când se termină sau începe un desen. E mai ales că varietatea este mult mai mare acum, pentru că desenele apar pe mai multe platforme de streaming, depinde cum își împar drepturile acum. Deocamdată aș zice că ne aflăm într-o perioadă de stagnare a Cartoon Network, nu prea au mai făcut ceva atât de wow cum a fost Adventure Time la începutul anilor 2010 sau a fost Ed & Eddy la începutul anilor 2000. Leacă așa, așteptăm deocamdată. Eu vă ziceam de Infinity Train, mi s-a părut un soi de început de renaștere așa pe Cartoon Network, dar Infinity Train care nu a avut parte de atenția pe care o merita, deci rămâne să vedem așa ce se va întâmpla în următoarea perioadă și cam aceasta a fost evoluția Cartoon Network în toți acești ani. Ați văzut că a avut o evoluție destul de interesantă așa și chiar a fost una enjoyable de-a lungul tuturor acestor ani așa. Voi ce părere aveți așa despre evoluția celor de la Cartoon Network? Credeți că a fost o evoluție bună de-a lungul anilor sau nu v-a plăcut direcția în care a mers postul? Chiar sunt curios care este părerea voastră, deci puteți să sau un comentariu aici și mai vorbim. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți două buton de like, că mi-a luat o leacă să-l fac. Și eu vă mulțumesc foarte mult și bineînțeles, dacă vreți să mai primiți content de genul, nu uitați să rupeți două buton de like și de subscribe și clopoțelul, că mă ajută foarte mult. Dacă vreți deveni și membri, cu atât mai bine și asta mă ajută enorm și ne mai zimă să-ți pasă, bă, când am clip pe acest final canal, am fost Sorin Bădurescu, o zi foarte bună în continuare. Pa, pa!